Bună seara, stimați telespectatori, iată-ne la o nouă întâlnire cu oameni care pentru noi, pentru Roman, înseamnă foarte mult, pentru că, așa cum am spus și cu alte prilejuri, ne duc veste bună, ne duc vorbă bună, așa peste tot pe unde, eu știu, ne reprezintă. În această seară este vorba despre concitadinul nostru, domnul Mircea Bostan, psiholog, ofițer superior în rezervă, poet, scriitor. Domnul Mircea Bostan, bună seara la un taifas așa de bilanț și de ce să mai fie cu ajutorul lui Dumnezeu așa în materie de performanță scriitoricească. Aș începe prin a marca pricina minunată a întâlnirii noastre. Niciodată nu-i prea târziu, acum pentru că e vreme de bilanț. Iată un premiu care vine, eu știu, în panoplia dumneavoastră, de că nu-i singurul, așa, pe urma scrisului. Deci se poate și altfel decât, eu știu, nu știu, sport și altele. Haideți să vedem despre ce e vorba. În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră postului de televiziune Topol, pentru că dacă nu descopereați dumneavoastră, rămâneam nevorbit pe anul acesta și nelăudat. E greu a scrie și a pune ideile pe hârtie. Știți că la un moment dat se spunea că, Cicero spunea în vremea sa, marele orator, că la vremea aceea în Roma, copiii nu-și mai ascultau părinții și oricine a venit, ca să nu spun altfel, avea senzația că poate scrie o carte. Apropo de carte, vorbiți dumneavoastră, dați-mi mie așa și am să rog colegul, așa. Cartea este scrisă între în perioada ianuarie, 1 ianuarie 2014, 15 februarie 2014. Este un mod de a versifica psalmii într-o versiune modernă, un mod de a gândi altfel din perspectiva credinței și a ne reîntoarce la elementele esențiale ale zămislirii acestui popor. Norocul meu a fost că Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, avându-l președinte pe poetul, prozatorul și traducătorul Calistrat Costin, care este un om deosebit, după ce i-am făcut cadou această carte, a zis că lucrurile pot fi văzute și dintr-un alt unghi și o va prezenta comisiei juriului. Președintele juriului a fost Dan Bogdan Hanu, un scriitor tânăr și avangardist, un scriitor de un bun simț și o bunătate care debordează. Și după jurizare au concluzionat că subsemnatul ar trebui să fie premiat în anul 2015. Festivitatea a avut loc la Bacău pe 9 octombrie cu prilejul Bacovienei, care se face în fiecare an, iar tot în acest, pentru acest volum, Societatea Scriitorilor de la Bodobești și oamenii care sunt de litere din zona aceea, de la Panciu, Bodobești, o enclavă de cultură extraordinară, condusă de un fost profesor de limba română, Culiță Ioan Ușurelu, în urma jurizării m-a premiat cu premiul 2 pentru această carte care se cheamă Evadat din carcera nopții. Nu știu cât o să fiu evadat, dar în momentul în care voi fi din nou prins de către cei frați al lui Scaravoschi,
probabil că voi încăleca pe litere și mă voi duce într-o zonă mirifică în care să pot să-mi exprim gândurile așa cum aș dori eu, gânduri de bunătate, de om păcătos care dorește în fiecare secundă să fie mai bun decât în secunda trecută. Greu, foarte greu în condițiile contemporaneității. Mircea Bostan, cel pe care îl știu eu, ofițerul care comanda înainte mai nu de mult așa și foarte așa, are emoții, îl simt eu și nu greșesc, cunoscându-vă așa bine, cât de mult înseamnă un astfel de premiu. Știu că nu țineți în mod deosebit la așa ceva, dar totuși, pentru că v-am prins cu emoțiile, întreb cât de mult contează acest premiu. Știți, numai prostul n-are emoții, dar cel mai dificil îmi este să vorbesc de mine și cred că nu numai mie, ci și multor altora, pentru că poți fi interpretat în fel și chip și de nenumărate ori lumea poate nejustificat te ia peste picior, plecând de la ideea că, ceea ce spuneam cu Cicero, da? Poate oricine să... Nu, nu cred că e așa, pentru că viața, spunea Ion Caraion, este o poezie. Viața care de altfel este o comă, căci viața fără poezie ar fi de neconceput. Avem nevoie și de artă, avem nevoie în afară de bunătate, de educație, de echilibru, de bun simț, avem nevoie de poezie, avem nevoie de un alt mod de a gândi și eu zic că aș ne educa, pentru că educația de pe internet, zic eu că e păguboasă la un moment dat. Hiatusul care se produce între generații poate fi dat la o parte și se poate face un amalgam frumos în contextul în care avem aceleași gânduri despre semenii noștri, putem gândi frumos despre ei și într-o perspectivă sănătoasă despre bine și frumos. E greu să te descrii pe tine, e greu să spui ce ai vrut să spui în cartea aceasta, în contextul în care, după o lună și jumătate de nesomn, pentru că în momentul în care ai început să versifici psalmii, ai trecut într-o altă zonă de existență. Ești parcă survolat de îngeri, simți un alt fel de atracție către credință, te vezi într-o anumită ipostază și îți este și bine. Aș întreba, pentru că e un țândru, cum ar zice țăranul la mine în Maramureș, cu psalmii ăștia, mai sunt pe acolo și de ăștia și de ei. De unde a venit asta? Noi am avut aici, aș face o paranteză, așa, un maestru tot de-al nostru, așa, care a pictat psalmi, ca să spun așa, și a prezentat o expoziție personală aici, deosebită, așa. Mircea Bostan, de unde și de ce psalmi? Eu aș avea răspunsul, dar nu știu dacă se potrivește. Cred că s-ar potrivi, dar ca să fie de la sursă, încercam să mă schimb, încercam să gândesc un alt fel de lume în interiorul meu și îmi propusesem la un moment dat să citesc câte un anumit capitol din Biblie sau câte un pasaj în fiecare zi. 1 ianuarie 2014 m-a prins cu Biblia în mână, deschisă la psalmi, la psalmul 50 al lui David. Oh. Și de acolo, care este extraordinar de frumos versificat de Dosoftei. Și am început să... Mi-a venit ideea să încep cu primul psalm. L-am citit odată, de două ori. Trebuie să recunosc că din
Biblie, ce am citit integral sunt psalmi, pentru că i-am citit de vreo 3-4 ori și am încercat să-i versific. Și am încercat odată, am încercat de două ori, după prima versificare, după primul catren, am zis că e bine, l-am rearanjat, am lucrat la el vreo 2-3 zile. După care am zis că e bine să continui. Și n-a fost ușor, dar m-am simțit bine, m-am simțit altfel decât într-o mlaștină de genul acesta contemporan, care nu-mi dădea nici vlagă, nici perspectivă, nici un alt mod de a gândi despre mine, despre ceilalți și simțeam că devin din ce în ce mai rău. Mai rău în sensul de rău. Nebun. De nebun. Bine, aici am eu poezie nebun și nebun. Păi corect, da, eu am... eu aș zice așa, domnul Mircea Bostan, haideți că tot am vorbit atâta, poate chiar psalmul 50 sau nu știu ce doriți, ce alegeți. Da, asta pentru faptul și după aia o să vă întreb dacă știe Dosoftei despre îndrăznala, da. Eu despre... am fost smerit. Am avut mare noroc ca această carte să fie publicată la editura Ars Longa într-o formulă de excepție, de lux, și în afară de acest fapt am beneficiat de comentariile domnului profesor Gheorghe Amerciu Banu, domnul preot Florin Țuscanu și ale dascălului Mihai Stan. Domnul profesor Ciobanu spunea la un moment dat despre evadat din carcerea nopții a subsemnatului că este un decalog cu o monovalență ca de credo și un lirism de psalmi interferat ca un momento de apocalipsă rostit ca o predică nu din anvon, ci în preumbra unei solitare mănăstiri. Vin și eu, țineți un loc. De altfel, poemul a fost dedicat frumoșilor, deștepților și importanților mei copii și nepoți, Alexandra Teona, Oana Andrada, Lavinia, Tiberiu Silviu, Alexia Ștefana, Mircea Matei, Eric Darin și celor viitori, cărora le spun că numai în fața lui Dumnezeu să stați în genunchi. Ideea nu poate fi răstignită. Mulți n-au înțeles lucrul ăsta și nu vor să înțeleagă, dar să vedem un psalm. În era cuvântului s-a zămislit cu poemul. Evadat din carcerea nopții, se vor împrăștia nemernicii ca praful și tronul hulitorilor se va surpa, iar păcătoșii toți la judecată în fața dreptilor vor sta. Din ceruri hohote de râs pornivor, iar capetele tulburate vor cădea și atunci învățătura dobândită odată va reveni în mintea ta. Pe țărm de mare limpezit, nisip s-or face oștile păgâne și atunci trezit de vocile divine, vei merge mai departe mântuit. Mincina și deșertăciunea în țarcuri fi vor subjugate, căindu-te greșelile îți vor fi iertate și ascuns mâniei de lumină, nădejdea te va însoți în toate. Când graiul tău în răgăciune se va întrupa, iar stolurile dimineții se vor sparge, înnobilate în rouă și senine, vei lepăda minciuna ce se cuibărise în tine. El poate fi interesant că acest poem poate fi citit și de la cap la coadă și de la coadă la cap și de la jumătate. Chiar dacă judecata ta s-a dovedit nedreaptă și rânduiala a fost spartă din cioburi, recompune-te cu artă și construiește-ți altă soartă. Nici să nu taci și nici să nu te liniștești când oaste de vrășmași o năvăliți spre tine, fi dârz și spulberă în vânt, cum spulberă credința de deznădejdea pe pământ. Se pot iubi, e o mare bucurie,
căci suie inima în pisc de slavă și mărinimie. Și când vei trece în păcat peste păcate și fără de legi și inundat vei fi de bunătate, trăi vei fără zbateri după divine legi. Când sufletul îți va fi curat și limpezit, nu vei mai fi sărac și nici nefericit și în ziua care tu speri, și în ziua în care tu spre cer face vei strigare, toți călătorii legii fii vor vindecați în ascultare. Vei aduna puterea și voința să înalți pe vârf de muntea ta credința și atunci când nimeni nu va mai crede în cuvânt, îl vei reinventa chiar tu din vârf de munte sfânt. Nu știu, mie așa, cădosoftei, poate că mulți, sigur că era o glumiță, poate unii asta ca să înțeleagă pe acasă, cine știe, nu-s rău, dar poate chiar o fi luat-o de bună, că dacă l-ați fi întrebat pe dosoftei sau v-ați cerut voi. În fine, da, da. Să sperăm că nu-s mulți din categoria asta, dar cine știe, poate mai rătăcesc. Ce se întâmplă aici, ce simt eu fiind, cum să spun, răsfoind psalmii și știindu-i așa cât de cât odată măcar am trecut în psaltire, asupra unora mai cu preponderență, pentru mine cel puțin e ceva care să lipește de inimă și chiar oameni buni mă uit acolo, dincolo de premiul Uniunii Scriitorilor, dincolo de toate cele, cartea de dormit cu ea supernă, nu laud, că știți bine că nu laud, da. Poate așa, pentru cei mai sălbăticiși de sfânt, poate așa, pentru că tot verbul de acolo vine într-o zidire de ființă, ceea ce e minunat. Cât de mult Mircea Bostan, poetul, cât de mult, cum să spun așa, vamă o dat pentru, eu știu din arderea interioară, pentru că nu-i de acolo să, nu-i orice fel de poezie asta. Cred că vama a fost mică și nu pot să spun că a fost mare, pentru că am scris-o într-o plăcere extraordinară. N-ar fi corect acum să cer, eu știu, ceea ce nu mi s-ar cuveni. Vedeți că aici este... Ideea e foarte interesantă, că atunci când, vorba cuiva, doamne, când scrii, când îți vine, când ai har, că poți să încerci oricât, dar vorba lui Eugeniu Ionescu e un fel de du-te vino între poezia aceasta, te poate duce în zone astrale, dar te poate duce și să calci în străchini. Și n-aș fi vrut să fiu în zona aceasta. Important este că cei care sunt mai buni ca mine, care scriu mai bine decât mine, care au mai multă școală în domeniul scrierii, au apreciat în mod deosebit acest lucru și să știți că un premiu de genul acesta, oricât ai vrea sau cât n-ai vrea, te emoționează și îți schimbă modul de a gândi și te face la un moment dat chiar să vorbești mai puțin. Pentru că există o serie întreagă de factori care trebuie să concure la un astfel de act de creație, de artă. Starea ta interioară, cunoștințele pe care le-ai dobândit, arcul acela voltaic care se declanșează în creier, iubirea ta față de semeni, conjunctura, situația de conjunctură în care te afli la un moment dat, pentru că eu am devenit fericit și poate altfel, dar nu așa cum aș fi vrut după ce am scris acest poem. E frumos să-ți exprimi gândurile într-o altă paradigmă, în sensul în care nu toată lumea poate să facă ceea ce faci tu. Iar în momentul în care mai ești și apreciat, nu poți decât să fii mulțumit, dar nu într-o zonă care să reverse, ci o mulțumire
care, să fac un joc de cuvinte, care să te mulțumească pe tine ca om și să te facă mai bun și mai înțelept. Pacea aceea la care pacea tot revenim noi. Și de multe ori o luăm pe lături așa și nu știm. Pacea. Dar iată că până la urmă, tot rău spre bine, chiar și căutările astea pe de lături uneori te întăresc și ce fac? Paradoxal ar părea așa, îți identifică de fapt calea de urmat. Da. Am greșit cu ceva? Nu. Apropo de pacea pe care o invocați dumneavoastră, totdeauna când aud cuvântul pace, mi-aduc aminte de bunica anilor 75, 76, 77, săraca s-a prăpădit prin 1978, bunica de pe mamă. Suntem pe la Hanu Ancuții, da. Care spunea, lasă mamă, bine că e pace. Când îi mai auzea pe unii alții care creiau și erau nemulțumiți de ce se întâmpla în lume atunci. Ce să spun, că vă mulțumesc mult că m-ați invitat, ați sesizat bine că sunt emoționat și mie îmi place când sunt emoționat. Prima dată când v-am prins, pentru că, așa, apropo de pace și cu asta o să încheiem, oameni buni, și cu mulțumire de rigoare pentru invitatul în această seară, iată un premiu important care, încă o dată spun, vine în dreptul romanului peste toate, așa, și așa fac și acum, așa, dacă cine știe, poate o grabă mare, așa, ce n-ai apucat să spui rugăciune, Doamne ajută să ne trezăm cu pace și sănătoși. De la mama o duc. Doamne ajută, cu toate bune. Oameni buni, nu mai am de spus nimic decât că este aici o carte de citit, acolo multă ființă, acolo multă zidire, așa, și ce să mai spun, să dea Dumnezeu pace și bucurii, rămâneți cu Top Altele.